Potrivit primarului din localitatea Teleș, casa cu o suprafață de aproximativ 220 de metri pătrați, aflată pe numele soacrei lui Toni Greblă, este impozitată ca atare, însă nici pentru imobil, nici pentru restul construcțiilor de la fermă nu există autorizații emise de primărie. În actele primăriei nu există autorizație de construcție eliberată de primăria Telești. Există doar titlul de proprietate eliberat în anul 1992, iar la poziția de rol respectiv figurează casa cu o suprafață de 220 de metri pătrați în contabilitate la impozit. Pentru că imobilul și construcțiile respective se află în extravilanul localității, autorizațiile de construire ar fi trebuit emise de către Consiliul Județean Gorj, însă nici aici nu au fost depuse solicitări în acest sens. Consiliul Județean Gorj nu a emis autorizație de construcție vis-a-vis de solicitarea dumneavoastră, ca atare nici nu a fost depusă vreo solicitare în acest sens, pe numele indicate. Potrivit procurorilor DNA, Toni Greblă ar fi obținut venituri din ferma pe care o deține prin interpuși, însă reprezentanții DSV Gorj spun că în acest caz bunurile care ar fi fost valorificate din fermă ar fi trebuit să poarte aviz sanitar veterinar, lucru care nu s-a întâmplat. În cazul acesta vorbim de o exploatație comercială de tip A, nu avem nicio solicitare, nicio înregistrare la Direcția Sanitar Veterinar. Deci nu există, nu s-a solicitat, nu. Drept urmare, nici nu s-a emis autorizație. Nu s-a emis pentru că aceste documente sunt solicitate de foarte mulți gorjeni atunci când accesează fonduri europene și aici este obligatoriu să se înregistreze la Registrul Comerțului și să ia codurile în funcție de tipul de animale, de specia de animale pe care vrea să o crească. De partea cealaltă, Greblă spune că există o autorizație emisă pe numele soacrei sale în anul 1992. Este autorizație emisă de primărie, probabil s-au interesat la niște funcționari mai noi de la primărie. Este autorizație de construcție eliberată în 1992, câte îmi amintesc eu, pe numele Tănăsescu Viorica, soacra. Atunci a început construcția casei. Toni Mihail Greblă, judecător al Curții Constituționale și fost senator de Gorj, a fost pus sub urmărire penală alături de finul său, un om de afaceri de etnie romă și de doi parlamentari pentru constituire de grup infracțional organizat.